Când am privit la tânărul bogat, am văzut că i-a lipsit un singur lucru pentru a câștiga viața veșnică. Ar fi fost desăvârșit dacă l-ar fi avut pe Iisus. Iisus este calea înspre desăvârșire. Dar cum este El calea înspre desăvârșire? Ultima dată am văzut că El este haina cu care ne îmbrăcăm prin credință. El ne schimbă statutul. Astăzi vom privi la al doilea răspuns. Iisus, prin prezența și puterea sa în noi, ne transformă ca să iubim ce iubește El și să căutăm desăvârșirea. Adică, de unde știu că statutul meu este schimbat? Că viața mea, faptele mele, gândirea mea, cu ceea ce iubesc eu se schimbă. Domnul Iisus a spus foarte clar că statutul meu și viața mea merg mână-mână. Trebuie să fie niște dovezi vizibile pentru a intra în împărăția cerurilor. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. A spus că în ziua judecății, El, adică Iisus, chiar va respinge pe unii pentru că au lucrat fără de lege. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. A spus că oamenii vor suferi pedeapsa veșnică pentru că nu au iubit pe ceilalți oameni. Și El, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte nesemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Fără îndoială că Iisus ne-a învățat că există niște dovezi vizibile, tangibile ale ascultării noastre față de voia lui Dumnezeu, dar necesare pentru mântuirea finală. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela este frate, soră și mamă. Deci, cum este Iisus calea spre desăvârșire? Nu doar prin ceea ce a făcut El pentru noi, ci ceea ce a făcut pentru noi prin credință îi va aduce să facă ceva în noi. Când crezi ce a făcut pentru tine, Iisus, El începe să schimbe ceea ce faci tu. El ne transformă și începem să iubim așa cum iubește El, mergând înspre desăvârșirea pe care o vom atinge doar în ceruri. Domnul Iisus nu ne spune că vreunul din noi putem ajunge desăvârșiți în veacul acesta. Dacă în rugăciunea model ne spune să cerem pâinea cea de toate zilele și imediat să cerem iertarea pentru păcatele noastre, înseamnă că pe cât de des ai nevoie de pâine în viața asta, pe atât de des trebuie să ceri iertare pentru păcate. Așadar, Domnul Iisus nu ne-a spus că vom atinge desăvârșirea în viața aceasta. De aceea vorbim despre sfințire ca un proces continuu, care începe iubind ceea ce Iisus iubește și astfel ne îndreptăm înspre desăvârșirea pe care o vom obține în cer. Dar deși transformarea completă vine doar în cer, Iisus chiar ne transformă acum și transformarea aceasta este o dovadă necesară pe care trebuie să o avem. Deci Dumnezeu ne socotește drepți înainte ca comportamentul nostru să fie transformat. Iar această socotire, acest act, începe să schimbe comportamentul nostru. Vedeți, o viață schimbată nu duce la acceptarea inițială în mântuire, dar o viață schimbată este o dovadă necesară a mântuirii noastre. Noi am văzut cu ceva timp în urmă că a fi legat de Iisus prin credință rezultă într-o nouă viață plină de dragoste. Aceasta este roada pe care Iisus o produce în noi. Eu sunt vița, voi suntem lădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Într-un alt loc, Iisus ne arată clar că doar a fi mai întâi un pom bun, adică o persoană care se încrede în Iisus, duce la roade bune. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Nu roada bună face ca pomul să fie bun, ci pomul bun face roadele bune. Nu faptele bune ne atașează de Iisus. Nu ele sunt temelia socotirii noastre ca drepți, ci încrederea în Iisus ne leagă de Iisus. Iar această altoire rezultă în declarația lui Dumnezeu că suntem drepți și în același timp în puterea care lucrează în noi dreptatea. Motivul pentru care Iisus spune orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc nu este pentru că roada e baza acceptării noastre cu Dumnezeu. Vedeți, vameșul nu a avut nicio roadă de oferit, ci pentru că absența roadei bune arăta că pomul nu este bun, că nu suntem legați de Iisus. Așadar,
Când Iisus ne cere să facem voia Tatălui care este în ceruri, El ne cere două lucruri. Prima dată, ne cere să credem în El ca fiind singura speranță pentru desăvârșirea noastră pe care noi, prin puterile noastre, nu o putem produce. Dar este o moștenire care duce la moștenire. De aceea, când oamenii l-au întrebat ce să facă pentru a moșteni viața veșnică, Iisus a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. A te crede în Iisus este primul și cel mai esențial aspect al voiei lui Dumnezeu pentru noi. În al doilea rând, a face voia lui Dumnezeu înseamnă că aceeași credință care te unește cu Hristos, te altoiește și în această viță, iar Duhul Sfânt al lui Hristos care este în tine, te va face să rodești roada dragostei care împlinește legea lui Dumnezeu. Întorcându-ne puțin la tânărul bogat care l-a întrebat pe Domnul Iisus, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Un răspuns pe care Domnul l-a dat și peste care am sărit data trecută a fost cel legat de legea lui Dumnezeu. Păzește poruncile. Noi știm că niciodată simpla ținere a legii nu va oferi desăvârșirea necesară ca să fim acceptați de Dumnezeu. Cu toate acestea, efortul de a face voia lui Dumnezeu este chiar esențial. Întrebarea este următoarea. Mai este voia lui Dumnezeu pentru noi astăzi exprimată în legea Vechiului Testament? Un simplu da fără explicații ar fi greșit. Un simplu nu fără explicații ar fi greșit. De aceea răspunsul nuanțat ar fi acesta. Da, doar dacă legea Vechiului Testament este trecută prin filtrul tuturor schimbărilor pe care Iisus le-a adus, Iisus fiind scopul și împlinirea legii. Iisus a spus în Luca, în capitolul 24, versetul 44, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Legea și prorocii duceau până la Iisus. Dar nu este surprinzător atunci când au apărut schimbări când a venit Iisus, pentru că ele și-au împlinit scopul. Iisus a vorbit cu mult respect și multă atenție despre aceste schimbări. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Nu stricarea legii este scopul lui Iisus, ci împlinirea ei. Și când legea s-a împlinit în Hristos, folosirea ei s-a schimbat dramatic. A apărut o nouă eră, iar urmașii lui Iisus se vor raporta la lege diferit decât poporul Israel înainte de Iisus. Și asta ne-o spune însuși învățătorul, da? În Luca, în capitolul 16, în versetul 16. Legea și prorocii au ținut până la Ion. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Iată o schiță sumară a schimbărilor care au venit în raportarea noastră la lege odată cu venirea lui Iisus. Prima dată, când Iisus ne-a învățat în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 7, în versetul 18, că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, El anulează toate legile ceremoniale ale Vechiului Testament. Da, Marcu ne spune asta printr-un comentariu pe care lasă în versetul următor. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Prin propria sa autoritate, Iisus a dat la o parte principiul curățării ceremoniale. A împletit în ADN-ul legii mozaice. De acum încolo, fiți înscutiți și putem mânca sau nu mânca, nu după lege, și după ceea ce ne dictează dragostea. În al doilea rând, dragostea este acum criteriul central al comportamentului nostru. Pentru că aceasta este al doilea lucru pe care Iisus îi spune legat de împlinirea legii. El spune că toată legea se sumarizează în dragoste. Da? În Evanghelia lui Matei, în capitolul 7, în versetul 12, este scris tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Spunând asta, Iisus ne-a schimbat atenția despre focalizarea doar pe lege, înspre relația cu El, care produce roada dragostei, ce împlinește legea. În al treilea rând, Iisus ne-a spus pilda proprietarului de vie, a cărui vieri nu voiau să-i dea ceea ce via producea. Și își trimite servitorii pe care vierii bat, iar în cele din urmă își trimite fiul pe care îl omoară.
Toate acestea reprezintă relația lui Dumnezeu cu Israelul, da, cu poporul său. Marea majoritate a poporului nu i-au dat înapoi roada închinării și ascultării, iar în cele din urmă l-au omorât pe fiul. Iisus se întreabă pe ascultătorii lui ce ar trebui să facă proprietarul. Iar ei au spus, pe ticăloșii aceia ticăloșii va pierde și via o va da altor fieri care îi va da roadele la vremea lor. Iisus a aplicat acest răspuns corect la scrutătorii săi evrei într-un mod cataclismic, care a schimbat funcționarea legii. El a spus în versetul 43, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își schimbă focalizarea sa inițială a răscumpărării de pe Israel pe neamuri. Poporul lui Dumnezeu nu va mai fi definit de etnie sau de participarea într-un sistem teocratic a religiilor, preoților, judecătorilor și a legilor ceremoniale sau civile. Poporul lui Dumnezeu va fi definit de credința în Iisus și de roada dragostei. Implicațiile acestei schimbări sunt uriașe. Voia lui Dumnezeu pentru poporul său nu mai este să pedepsească alte popoare care iau numele în deșert, așa cum s-a întâmplat în cucerirea Canaanului. Poporul lui Dumnezeu nu vor mai condamna la moarte pe blasfemiatori, pe curvari, pe destrăbălați, pe vrăjitori, pe martori mincinoși sau cei ce își lovesc părinții. Astfel de porunci ale legii erau împletite într-un sistem de guvernare teocratic, care nu se mai aplică astăzi la poporul lui Dumnezeu, ce nu mai este definit etnic sau politic, ci este împrășteat prin toate etniile și grupurile politice ale lumii. Și în al patrulea rând, întregul sistem religios care implică preoți, temple și sacrificii și-au atins sfârșitul în Hristos. Iisus însuși, prin moartea și învierea sa, a luat locul templului și a jertfei pentru păcate. De aceea, legile care ne spuneau cum poți fi împăcat cu Dumnezeu prin acel sistem s-au împlinit în Iisus și încheiat în moartea și învierea Lui. Concluzia? Când Iisus ne cere să facem voia Tatălui și să păzim poruncile, Iisus ne cere să nu mai prețuim altceva decât pe El. El să fie comoara supremă a inimii noastre, pentru că El este singurul lucru care ne lipsește ca să fim desăvârșiți. Da, trebuie să păzim poruncile, dar doar în modul în care ele sunt filtrate prin împlinirea legii de către Iisus. Practic, înseamnă că trebuie să privim la Iisus însuși, viața, moartea, învățătura Lui și astfel să urmăm poruncile Lui Dumnezeu. Depindem de puterea Lui Iisus de a face ceea ce trebuie să facem, așa cum lădița depinde de viță. În acest fel, Hristos, nu Moise, primește toată gloria. Transformarea noastră este roada unirii noastre cu Hristos. Rodirea noastră demonstrează că am fost uniți și credem cu adevărat. Aceasta este voia Lui Dumnezeu. Să crezi în Fiul, să te bucuri de unirea cu El și făcând asta, să aduci roada dragostei în viața ta. Acesta este adevărul pur și simplu.